Rinocerul cu blană a fost o specie importantă în ansamblul de mamifere adaptate la frig, cum au fost mamutul cu blană, cerbul gigant sau bizonul, alături de care a împărțit același habitat în epoca Pleistocenului. Cercetări recente ne arată că grupul rinocerilor cu blană a apărut pentru prima dată în urmă cu aproximativ 3,6 milioane de ani în Asia Centrală, în podișul Tibetului, unde au fost descoperite în 2011 fosilele celui mai vechi rinocer cu blană. Din această specie s-au desprins ulterior specii care au migrat dinspre Asia înspre Europa, astfel încât, în Pleistocenul superior, în urmă cu 130.000 de ani, rinocerul cu blană era răspândit în cea mai mare parte a Europei, în câmpia rusă, Siberia și platoul Mongoliei. Rinocerul cu blană a trăit într-un climat uscat până la arid și a preferat zonele joase ale stepei. Se hrănea în cea mai mare parte cu ierburi, plante cu flori, mușchi, dar și plante lemnoase, inclusiv conifere, salcii și arini. Studiile pe izotopi realizate pe coarne ale rinocerului cu blană ne arată că acesta avea o dietă sezonieră. Vara se hrănea cu ierburi, în timp ce iarna se hrănea cu arbuști și ramuri. Comparativ cu alți rinoceri, rinocerul cu blană avea capul și corpul mai lung, iar picioarele erau mai scurte și mai robuste. Un exemplar adult măsura de obicei între 3 și 3,8 metri lungime și până la 2 metri înălțime la umăr, având o greutate estimată de aproximativ 2-3 tone. Durata medie de viață a rinocerului cu blană era de 40 de ani, similară cu cea a rinocerilor actuali. Rinocerii cu blană aveau capul înzestrat cu două coarne din keratină, care erau mult mai dezvoltate la masculi decât la femele. Cornul de pe vârful nasului, cel anterior, era puternic curbat, astfel încât să se extindă dincolo de capătul botului. Atingea cel puțin un metru lungime și o greutate de 15 kg. Cel de-al doilea corn, cel posterior, era situat între ochi și era mai mic, spre deosebire de rinocerii de azi, la care coarnele au secțiune rotundă. Cornul nazal al rinocerului cu blană era turtit lateral ca o lamă groasă. Rinocerul cu blană își folosea cornul nazal pentru a răzui zăpada de pe sol în căutare de hrană. De asemenea, putea fi utilizat ca armă de apărare sau ca organ de semnalizare menit să îndepărteze masculii rivali și să atragă femelele. Primele coarne de rinocer cu blană găsite în secolul al XIX-lea în Siberia au fost la început descrise drept ghiare ale unor păsări uriașe. Datorită specimenelor bine păstrate în permafrostul din Siberia, s-au putut reconstitui cu fidelitate trăsăturile anatomice-morfologice ale rinocerului cu blană. Asemenea mamuților cu blană, rinocerul cu blană prezintă adaptări menite a limita pierderile de căldură. Avea urechi mici și coada scurtă, corpul acoperit cu un strat de piele groasă, între 5 și 15 mm, o blană formată din două tipuri de păr și o cocoașă adipoasă care conținea o rezervă de grăsime suficientă pentru a supraviețui în timpul iernii. Muzeul de Paleontologie Stratigrafie deține în colecția sa trei cranii aparținând rinocerului cu blană. Craniul rinocerului cu blană are o lungime cuprinsă între 70 și 90 de centimetri și este mai lung decât al altor specii de rinocer. Capul avea o poziție înclinată, orientată în jos, iar maxilarul său inferior, masiv, măsura până la 60 de centimetri lungime și 10 centimetri înălțime. Alături de cranii, în colecția muzeului, există de asemenea și numeroase elemente de dentiție și vertebre, aparținând rinocerului cu blană. Dentiția rinocerului cu blană era formată din 3 premolari și 3 molari în ambele maxilare. Structura anatomică a dinților, dar și poziția înclinată, orientată în jos a capului, l-au ajutat să pășuneze. De asemenea, buza superioară largă îi permitea să smulgă cu ușurință vegetația direct de pe sol. Rinocerii cu blană au dispărut de pe continentul euroasiatic cu circa 12.000-10.000 de ani în urmă, rudele lor actuale cele mai apropiate fiind rinocerii de Sumatra.
Una din cauzele dispariției rinocerului cu blană este încălzirea climatică de la sfârșitul pleistocenului. Analiza genetică asupra rămășițelor a 14 rinoceri cu blană arată că aceștia erau atât de adaptați să trăiască în condiții reci, încât nu au putut supraviețui atunci când clima s-a încălzit rapid. Alt factor care a ajutat la declinul rinocerului cu blană a fost intervenția omului. Rinocerii cu blană și-au împărțit habitatul cu mamuții cu blană și, la fel ca și aceștia, au fost vânați de către oameni pentru hrană, coarnele lor fiind folosite ca materie primă pentru confecționarea de unelte și arme. Cercetătorii de la Universitatea din Tübingen, Germania, au reușit să demonstreze pe baza studiilor izotopice ale colagenului găsit în oase că omul de Neandertal se hrănea în principal cu carne, obținută de la mamifere erbivore mari, cum ar fi mamuții și rinocerii cu blană. Se confirmă astfel teoria că dispariția rinocerilor cu blană a fost cauzată de combinația funestă dintre încălzirea climatică și vânătoarea excesivă.